Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. În România, aproximativ 30% din populație suferă de obezitate, iar 20% din populație este supraponderală. Invitata mea de astăzi este doamna dr. Bianca Sâmbeteanu, medic primar, consultant nutriție. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit. Așadar, încercăm să punem bazele în emisiunea de astăzi a regulilor de bază pentru o alimentație sănătoasă. Dacă există așa ceva, există alimentație sănătoasă sau e o percepție așa mondială, e un concept care se vinde foarte bine, s-a făcut industrie în jurul nutriției? Sigur că există. Există alimentația sănătoasă pentru că este acea alimentație care ne păstrează pe noi într-o formă bună. Între anumiți parametri ca și kilograme, ca și nivel de energie, ne permite să ne desfășurăm activitatea, ne permite să fim sănătoși pe termen lung. Da, sigur că există o alimentație sănătoasă. Există niște reguli de bază vis-a-vis de această alimentație sănătoasă. Și ele sunt promovate și oamenii le cunosc. Interesant este că, deși noi cunoaștem ce înseamnă o alimentație sănătoasă, nu punem în practică toate lucrurile astea pentru că ne gândim că de mâine întotdeauna începe partea asta de alimentație sănătoasă și astăzi o ținem undeva așa pe la mijloc, ghidați de ceea ce ne place și mai puțin de ceea ce ar trebui să facem ca să fim sănătoși. Acum, eu când am citit statisticile venind din Transilvania, să știți că n-am fost uimită că 30% din populație suferă de obezitate. Eram obișnuită cu această imagine de mic copil. Uh-huh. Însă, ceea ce m-a frapat au fost cifrele pe care nu le-am citit, că în ultimii 10 ani, tendința de obezitate în rândul copiilor este în creștere. Okay. Și creșterea este de 18%, adică un procent foarte mare. Ei, acest lucru nu este în regulă. Sigur că nu este în regulă, pentru că obezitatea nu este singură. Ea de obicei vine la pachet cu multe alte afecțiuni, iar în rândul copiilor, cea mai frecvent întâlnită afecțiune este diabetul zaharat juvenil. Noi stăm pe primul loc în Europa ca și incidența diabetului zaharat juvenil, ceea ce este un lucru extrem de grav. Dar nu eram așa. Ce credeți că s-a întâmplat? În ultimii 10 ani, în ultimii 20 de ani, de fapt. În ultimii 20 de ani, practic. S-au schimbat multe, dar în principal s-a schimbat alimentația noastră și s-a schimbat stilul nostru de viață. Pe de o parte, mâncăm cu mai multe calorii, pe de altă parte, consumăm mai puține calorii. Mâncăm cu mai multe calorii pentru că ne îndreptăm către zona de grăsimi și dulciuri, pentru că asta este ceea ce ne satisface papilele gustative și mergem pe ceea ce ne place. Și suntem mult mai sedentari decât erau bunicii noștri, spre exemplu, pentru că și butonul, nu mergem să-l mai apăsăm la televizor, ci apăsăm direct telecomanda. Că ne-am, obiceiurile sigur ne duc mai degrabă către fotoliu decât să ne mișcăm prin casă. Absolut. Avem totul la îndemână. De la stingerea luminii, exact, avem ne senzori. Și dorim. Ni se pare că, de fapt, fericirea noastră constă în a ni se face viața cât mai ușoară. Maximum de fericire pentru noi s-a suprapus cu lenea, așa cumva. Cu cât suntem mai sedentari, facem mai puțină mișcare, înseamnă că ne-am atins niște obiective de stil de viață, să zicem, ne-am ajuns undeva și atunci oamenii nu înțeleg că a face mișcare este o necesitate și nu este un moft. Și nutriția înseamnă și stil de viață. Nutriția înseamnă în principal și stil de viață, pentru că și mănânc, dar și consum. Sunt două lucruri care trebuie puse cap la cap. Ca să fim sănătoși, se spune așa că 80% este ceea ce mâncăm, 20% este felul în care ne mișcăm. Felul în care ne mișcăm, dar copiii, că tot vorbeam de ei, sunt, de obicei, copilul se mișcă, nu? E în firea lucrurilor. Știți cum e, copil bun și babă frumoasă. Da. N-am mai văzut așa ceva. Fi și ideal. Totuși, obezitatea, da, înțeleg pentru că în rândul copiilor... Putem să ne uităm cum se mișcă copiii noștri. Copiii noștri se mișcă mult mai puțin decât ne mișcam noi la momentul în care eram copii. Câți dintre copiii noștri mai ies afară? Așa cum ieșeam noi să ne jucăm în fața blocului. Nu se mai întâmplă asta din vari motive. Singurul fel de mișcare pe care îl fac copiii noștri este atunci când noi, ca și părinți, ne preocupăm să facem acest lucru pentru ei, adică
îi ducem într-o zonă controlată unde pot să facă mișcare, un sport anume. Cam cât se întâmplă asta? În principiu cam 2 ore pe săptămână. Aceasta este media de activitate fizică pe care o face un copil astăzi. Este mult prea puțin când noi ar trebui practic să avem o oră pe zi cel puțin pentru copii de mișcare. De o activitate fizică nu în cadrul unui program de sport bine definit, ci pur și simplu mișcare. Mișcare așa, joacă, mișcare. Da, dar și orele de sport, dacă nu s-ar face matematică în loc de ora de sport sau alte materii importante, atunci măcar ar exista un echilibru sau părinții nu ar lua scutiri de la ora de sport, pentru că se întâmplă acest lucru, de ce să nu spunem? Fără discuție. Doar aceasta, să zicem, era o practică mult mai frecvent întâlnită în urmă cu 10 ani. Acum se pare că părinții au devenit conștienți de pericolul pe care îl reprezintă sedentarismul pentru copii și nu mai iau pentru copiii lor scutiri de la orele de sport, dar ora de sport sunt 2 ore pe săptămână. Este mult, mult prea puțin pentru nevoile fizice ale unui copil. O oră de sport zilnic, obligatoriu. O oră de sport în fiecare zi. Pentru orice copil. Părinții trebuie, în loc să-i pună la temă, să-i lasă să se miște și să facă, chiar dacă nu fac organizat. Până la urmă, se poate întâmpla. Important e copiii să se joace, să se miște, să alerge, să fie creativi. Da, asta e foarte important. Dar să revenim la alimentație și să vedem ce face statul. Statul are acum un program de corn și lapte. Este bine. Și vom vorbi și despre ce va urma să introducă în școli. Cornul cu laptele este zilnic? Este o variantă în care statul, sigur că a încercat să arate o preocupare pentru partea de alimentație față de copii. Laptele, sigur că este o idee foarte bună, este un aliment nutritiv, înseamnă proteină, înseamnă calciu, este un aliment bun. Cu condiția ca acest lapte să fie un lapte de bună calitate. Numai că noi cu toții ne confruntăm cu alimente de slabă calitate. Ar trebui să ne uităm fiecare dintre noi să vedem diferența între alimentul standard pe care noi îl avem în minte, laptele, da, laptele de țară, spre exemplu, și calitățile lui, și ce avem noi pe post de lapte, pentru că este diferență majoră între ce se găsește la magazin și ce era în original alimentul respectiv. Acum să știți că e o prigoană a laptelui de țară. Toți fermierii și toată lumea spune că laptele procesat este cel mai bun pentru noi. Medicul ne spune că e mai bun laptele de țară. Pe nedrept este această prigoană față de laptele de țară. Laptele de țară, dacă respectă condițiile de igienă, adică este corect obținut, este fiert, este păstrat în condiții optime, este mult mai sănătos decât laptele pasteurizat pe care îl avem la dispoziție, care este semi-degresat, din care au fost scoase majoritatea substanțelor nutritive și care, de fapt, este un lichid alb, slab caloric, pe care îl ingerăm pe post de lapte. A mai fost un program experimental și care probabil va continua tot în școli, un măr pe zi pentru fiecare copil. Această idee cum este? Chiar mai bună. Mere românești, e vorba de a stimula producția și consumul de produse românești. Deci fără discuție, merele sunt alimente, în primul rând, naturale. Dacă sunt mere românești, chiar și mai bine de atât, se spune că cele mai bune alimente pentru noi sunt cele din țara în care ne-am născut, pentru că au vitaminele și elementele nutritive necesare pentru noi, astfel încât să ne hrănim nu doar corpul, ci și fiecare celulă în parte. Aici discutăm despre nutriție la nivel celular. Merele au vitamine, au calciu, sunt elemente foarte importante pentru sănătatea copiilor. Eu țin minte când eram copil că primeam un măr pe care îl mâncam în pauza mare. Dar nu exista zi fără să mănânc un măr la școală. Și nu eram singura. Acum asta era un obicei. Am înțeles că e o altă discuție, că de fapt copiii de la țară au destule mere și lor să le dăm banane. Cum vedeți această idee care se poartă la nivel de guvern? Nu o inventez eu acum.
iarăși discutăm despre alimente care provin din zona în care suntem noi. Sigur că și bananele sunt alimente nutritive, dar clar un măr are mai multe vitamine decât are o banană. Deci pentru un copil e bun un măr. Absolut. Cu siguranță nu va face rău, fie că e de la țară, fie de la oraș. Și dacă vorbim... Discuția este să mâncăm mărul respectiv, pentru că mulți dintre copii au o problemă legată de fructe. De unde li se trage problema asta? De la consumul excesiv de dulciuri. Pentru că papilele gustative s-au obișnuit cu un nivel crescut al zahărului. Și atunci când vii cu fructoza din fructe, lor nu li se pare suficient de dulce alimentul respectiv. Și sigur că primează o ciocolată în fața unui măr, deși nu, nici pe departe nu este la fel de sănătoasă. Acum știți cum e, copiii se îndeamnă unii pe alții. Dacă Dar copiii vor mânca, se educă. Și se educă. Dacă vor mânca mere în mod organizat și vor mânca așa cu toții, cu siguranță numărul va fi din ce în ce mai mare. Sigur că da. Deci merele în școli va fi un program guvernamental foarte bun. Da. Asta ne spune și nutriționistul. Da. Acum, care ar fi regulile de bază pentru o alimentație sănătoasă? Adică am reținut deja că trebuie să mâncăm multe fructe. Multe să fructe renunțăm la dulciuri, la zahăr. Zahărul e chiar o otravă, cum se spune? Niciun aliment nu este o otravă, că de asta sunt alimente. Important este ca ele să fie consumate în cantitatea necesară, astfel încât să nu ajungem la excese. Există o piramidă a alimentației care chiar a suferit modificări în ultimul timp. La baza piramidei alimentației, interesant este că acum stă stilul de viață. Deci e clar că trebuie să începem cu acea mișcare zilnică de care vorbeam, o jumătate de oră pentru adult, o oră pentru copil în fiecare zi de mers pe jos, mers în aer liber, deci timp petrecut în natură, foarte important asta. După care începem să discutăm despre alimentele care se recomandă la modul general, sigur că fructele, legumele și cerealele integrale fac parte din categoria de alimente recomandate în mod frecvent. Cerealele rafinate, zahărul rafinat sunt mutate în vârful piramidei alimentației împreună cu carnea roșie, ele fiind indicate a se consuma cât mai rar, de principiu o dată pe săptămână, chiar și mai rar de atât. În schimb, sunt indicate leguminoasele, care pentru noi chiar aproape erau inexistente. Ce înseamnă leguminoase? Înseamnă fasole, mazăre, linte, bob... Humus, da, discutăm boabe despre boabe, exact. Păi în Transilvania, de acolo vin o dată pe săptămână, se mănâncă automat fasole boabe, nu știu dacă știți, de când e lumea și pământul. În nu mod există. Obișnuit, românul are două zile de post pe săptămână în care ce ține de foame? Tocmai boabele astea despre care vorbim, adică fasolea boabe, mazărea, asta se mănâncă în zilele de post. Asta ar trebui să fie baza. Și care este de fapt secretul pentru leguminoase? Este că ele conțin proteină vegetală. Și cum în principal atunci când construim dieta unei persoane, plecăm de la cantitatea de proteină pe care o mâncăm în fiecare zi, e limpede că primul lucru pe care trebuie să-l punem în dieta zilnică este proteina. Ne gândim ce sursă de proteină am astăzi. Dacă avem de-a face cu zilele de post, este evident că leguminoasele de tipul fasole, mazăre vor fi principala masă a zilei și vom croșeta restul dietei pe lângă, dar de la ele pornesc tofu, spre exemplu, soia, iarăși sunt surse foarte bune de proteină vegetală pe care soia ar trebui să le avem. Soia atât de blamată în vremea lui Ceaușescu? Soia atât de blamată, dar... Puțin știu că, de fapt, proteina din soia este similarul proteinei din carne. Este proteina cu toți aminoacizii esențiali, este proteina completă de care are nevoie organismul nostru ca să poată să-și sintetizeze la rândul său proteinele din care suntem construiți. Deci, leguminoase. Și leguminoasele. Le-ați trecut deja în revistă. Exact. Vorbim de fasole boabe, de linte, mazăre, soia. Năut, soia. Ciupercile. Da, sigur, sigur. Ciupercile sunt o sursă foarte bună.
Deci toate cele care au proteină vegetală. Da. Dar acum întreb și eu, fiind avocatul carnivorilor, trebuie să fie cineva, este o proteină perfectă? Proteina din soia vegetală? Este proteina completă. Nu. Proteina vegetală, în general, nu este o proteină completă. Îi lipsesc anumiți aminoacizi, dar putem să compensăm combinând două tipuri de proteine vegetale. Și putem să combinăm, spre exemplu, proteina din leguminos cu proteina din cereale, spre exemplu. E ca să mâncăm mămăligă cu fasole? Ceva de genul. Da? Înseamnă deja că avem o proteină? O proteină de origine vegetală din leguminoase și una din cereale. Și atunci, fiind combinate, avem toate tipurile de aminoacizi și ajungem la o proteină completă. Sau pâine. Sau pâine, sigur că da. Dar, sigur, vorbim de pâinea integrală. În toate recomandările, întotdeauna avem de-a face cu pâinea integrală. De ce? Pentru că aceasta are fibre. Și recomandările nutriționale spun că trebuie să avem minim 25 de grame de fibre vegetale pe zi în alimentație. De asta nu pâine albă. Nu pâine albă, nu. E în vârful. Pâinea albă, ca și zahărul, e în vârful piramidei. Deci fără pâine albă, dar mâncăm pâine din făină integrală, că știți că oamenii au renunțat să mai mănânce pâine. O greșeală, pentru că cerealele fac parte din linia de bază. Deci noi avem cereale ca și linie de bază în alimentația noastră, împreună cu fructele și legumele. Deci ele reprezintă alimentația noastră de bază. Dar când trebuie să mergem la medic? Când avem deja o problemă de obezitate, nu știu dacă de obezitate, sau dacă suntem doar supraponderali, ne ducem la medic cu un nutriționist? Acum, informațiile sunt ușor de accesat. Orice persoană ar trebui de bun simț să aibă un cântar în casă. Și de fiecare dată eu le spun pacienților mei, măcar o dată pe lună, urcați-vă pe cântarul respectiv și vedeți ce s-a mai întâmplat. Nu zilnic? Nu zilnic, pentru că nu vreau să devină o obsesie problema cu cântarul, dar o dată pe lună ne urcăm și vedem ce s-a întâmplat. Dacă vedem că în fiecare lună se mai pune câte un kilogram, atunci este un semnal de alarmă. E limpede că ceva este în neregulă. După cum la fel de neregulă este să slăbești fără ca tu să ții vreun regim. De asta e foarte important să ai un cântar în casă, pentru că îți controlezi greutatea. Și Organizația Mondială a Sănătății pune o definiție a obezității legată de indicele de masă corporală și spune că raportăm numărul de kilograme la înălțimea la pătrat, aflăm acest indice de masă corporală și valorile lui normale sunt între 18,5 și 24,9. Deci dacă vom obține un rezultat în acest interval, înseamnă că kilogramele noastre sunt în regulă. Nu ar trebui să avem o problemă. Dacă însă plecăm de la 18,5 indice de masă corporală și observăm că în decurs de câteva luni începem să punem kilograme și totuși noi nu facem ceva deosebit în acest sens, da, ăsta poate să fie un semnal de alarmă ca să mergem la medic să vedem ce se întâmplă, de ce mă îngraș în halul ăsta. Se vorbește foarte mult și despre obezitatea abdominală, care se spune că este mai periculoasă decât... Da. Eu știu, o aranjare uniformă a kilogramelor pe persoană, pe tine. Da. Aș vrea să ne lămuriți, pentru că este foarte multă poveste, multă metaforă, fiecare interpretează cum vrea genul acesta de obezitate. Doar când ai burta mare, vorbind de obezitate abdominală, ca să înțeleg și eu pe românește. Deci, mai nou, nutriționiștii nu mai țin cont numai de indicele de masă corporală. Pentru că este o păcăleală în acest indice de masă corporală. El reprezintă raport între kilograme și înălțime și nu ține cont de compoziția acestor kilograme. Există persoane care pot să aibă mai multe kilograme decât ar fi normal pentru înălțimea pe care o au, dar aceste kilograme să fie pe seama masei musculare, cum sunt cei care fac bodybuilding, da? Și sunt musculoși. Nu poți să-i spui unei astfel de persoane, chiar dacă are mai multe kilograme, vezi că tu ești obez sau supraponderal, pentru că nu este, nu-i normal. Și atunci ceea ce trebuie să facem este să identificăm procentele, compoziția corporală și să vedem cât la sută din compoziția corporală este reprezentat de masa grasă pe ansamblu și de masa grasă viscerală. Pentru că această masă grasă viscerală, de fapt, este marele dușman, dușmanul tăcut. Este acea grăsime care se află în interiorul abdomenului, printre ansele intestinale, care se comportă ca o glandă endocrină, foarte activă metabolic, care îți dă senzația de foame, care adică cheamă kilograme. Vie. O grăsime vie.
extrem de activă, extrem de activă, care practic reglează sănătatea întregului organism. Spre exemplu, grăsimea asta viscerală dă rezistență la insulină. Deci această rezistență la insulină este cea care duce la diabetul zaharat de tip 2. Cei care au diabet zaharat de tip 2 nu se pot plânge că nu au suficientă insulină în organism, ci că această insulină este ineficientă, ea nu mai bagă glucoza în celule. E diabetul, așa zisul, diabet indus de alimentație. Este diabetul indus de alimentație. De și ce? Spuneți că responsabilă este grăsimea este exact viscerală. Exact, această grăsime viscerală. Ea este extrem de periculoasă pentru că secretă factori proinflamatori. Deci, practic, induce o stare de inflamație la nivelul întregului organism, ceea ce îmbătrânește în exces organismul înainte de vreme. Se mai spune despre această grăsime, acum eu nu știu cât e de corect sau nu, că este se depozitează pe organele interne și de asta e periculoasă. Nu știu, e adevărat, nu e adevărat? Se depozitează pe organele interne, dar nu înseamnă că le strânge de gât cumva. Da, sigur că reprezintă. Grăsimea se depozitează în jurul organelor și ca o capsulă de protecție pentru acestea. Numai că atunci când este în exces, atunci într-adevăr devine o problemă. Este cea mai periculoasă, înțeleg, este această grăsime viscerală. Interesant, de asta medicul e simplu de făcut această măsurătoare. Nu este foarte costisitor. Necesită un cântar care are partea asta de bioimpedanță. Deci nu e foarte complicat, nu doare, persoana nu trebuie decât să-și așeze tălpile goale pe receptorii respectivi și prin trecerea unui curent de joasă intensitate să măsoară rezistența la trecerea curentului. Și în funcție de parametrii pe care îi avem acolo, putem să spunem care este procentul de masă grasă viscerală, care este procentul de masă musculară al organismului, pentru că, de fapt, secretul pentru a avea un organism sănătos este ca procentul de masă musculară să fie mai mult decât masa grasă. Dar nu este suficient, doamna doctor, întreb și eu, poate că uneori nici nu ne mai trebuie cântarul acesta. Vedem că avem un abdomen foarte mare, așa zis și Burtoș, sau ei n-au grăsime viscerală? Ce au? Cum să nu? Sigur că au grăsime viscerală. Înainte de a ajunge la această metodă mai elaborată de a identifica grăsimea viscerală... Că se vede, doar te uiți. Vedem cu ochiul liber, da. E foarte simplu. Există două tipuri de obezitate. Obezitatea în formă de măr și obezitatea în formă de pară. Și le e foarte simplu oamenilor să identifice aceste două tipuri de obezitate. Una dintre ele, cea în formă de măr, este asociată sexului masculin, pentru că este cea cu abdomenul proeminent, într-adevăr. Cealaltă, în formă de pară, este asociată sexului feminin, pentru că depozitul se face în jumătatea inferioară a organismului. Jumătatea inferioară nu reprezintă un pericol pentru sănătate. Deci chiar dacă pe doamnele deranjează faptul că au fesele mai proeminente, asta nu reprezintă un pericol pentru sănătate, sau celulita nu este un pericol pentru sănătate, așa cum reprezintă grăsimea viscerală. Dar dacă au și burta mare, dacă și au și burta celulita? Mare, asta este foarte interesant, că mai nou au apărut foarte multe femei cu acest tip de depozit, de tip abdominal. Și nu scapă de el, eu vă spun că am văzut doamne care merg la sală, uh-huh, și au aceeași problemă la nivel abdominal, dar o problemă estetică deosebită. Nu... Pentru că această grăsime viscerală slabă. Deci are mai multe cauze, o cauză fiind stresul. Și atunci, chiar dacă eu merg la sală, dar nu înlătur cauza principală, stresul, datorită secreției de cortizol, asta face ca depozitul să fie predominant la nivelul regiunii abdominale. Și iarăși, această grăsime viscerală nu iese din organism cu una, cu două. Așa cum ați sesizat, cel mai greu se dă jos din zona asta abdominală. De sau ce? Niciodată. Pentru că oamenii așteaptă să dea jos grăsimea viscerală cu mersul la sală. Ori nu asta este soluția pentru a da jos grăsimea viscerală. Mersul în aer liber este soluția pentru această grăsime viscerală. Când eu pledez pentru acea jumătate de oră de mișcare în aer liber, ăsta de fapt este secretul din spate. Pentru că mersul în aer liber înseamnă mișcare aerobă de intensitate scăzută, dar cu durată mare. Tot ce depășește 30 de minute de mișcare aerobă începe să topească din această grăsime viscerală. Pe vremuri, tot așa, în copilărie, țin minte, mulți dintre prietenii
familiei mele, oameni adulți sau oameni în vârstă, seara înainte de culcare, indiferent dacă era iarnă sau vară, se plimbau. 20 de minute făceau o plimbare seara după cină. Cum vedeți acest obicei care aproape a dispărut din familiile românilor? Era prezent. Era un obicei foarte sănătos și probabil că intuitiv persoanele respective simțeau nevoia să facă genul ăsta de plimbare pentru că le era un obicei, și liniștea efectiv. Și le inducea un somn foarte bun. Astăzi trebuie să ajungă la nutriționist ca să le reamintească niște lucruri simple și anume că e nevoie să te miști pe picioarele tale o jumătate de oră în fiecare zi. Când îi spun unui pacient că trebuie să renunțe la mașină și să meargă pe jos, se uită la mine așa siderat. Cum adică? Dar să știi, zic, și transportul în comun funcționează foarte bine și poți să mai scutești două stații și să le mergi pe jos. Ia să vezi că, de fapt, asta este soluția. Trebuie să reînvățăm să ne mișcăm. Bun, învățăm să ne mișcăm, dar mersul pe jos este pentru oricine? Pentru că am mai auzit și teoria, dacă ai, eu știu, probleme la picioare, cum mulți au. Uh-huh. Majoritatea care au multe kilograme au deja uzura cartilajelor. Uh-huh. Nu este nici... Și li se spune, nu mai mergeți pe jos, nu mai urcați scări. Sau nu știu cum e corect, vă întreb, că mai auzi corect și aceste este ipoteze. Să nu stai ca o floricică într-un ghiveci și să aștepți să slăbești doar reducând cantitatea de alimente ingerată. Corect este, pe măsura posibilităților, să te miști. Atât timp cât articulațiile tale îți permit să faci o anumită mișcare, fă mișcarea respectivă. Ok, nu reușești să te miști cum ar trebui, mergi mai puțin, dar tot mergi, fă pauze, dar tot mergi. În și o altă variantă de mișcare, ca să nu mai supra-solicităm articulațiile genunchilor, spre exemplu, care de obicei sunt prinse în partea asta de surplus de kilograme. Dar e ideal să ne mișcăm cât mai mult posibil. Poate la început mișcarea nu este pentru toată lumea, dar aici vorbim despre cazurile cu obezitate morbidă, cu kilograme foarte multe. Și atunci, într-o primă etapă, le propun pacienților mei să slăbească câteva kilograme, pentru că și 5 kilograme pe care le-ai dat jos, genunchile resimt foarte repede. Și se simt mult mai ușor oamenii respectivi și încep să meargă. Și atunci, într-adevăr, sigur că... genunchii sunt cei care cedează prima dată, dar vă propun să continuăm discuția după o pauză de publicitate. Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitata mea de astăzi este dr. Bianca Sâmbeteanu, medic primar, consultant de nutriție. Nutriția este tema zilei de astăzi. Am vorbit în prima parte și am învățat că, de fapt, la baza regulilor de viață sănătoasă e stilul de viață, e mișcarea. Uh-huh. Începem cu mișcarea și apoi cu alimentația. Trebuie să ne mișcăm cel puțin o jumătate de oră în aer liber pe zi. Corect. Nu la sală, nu în dormitor, o jumătate de oră în, oră în aer liber zilnic. Indiferent de e vară sau iarnă, de e viscol sau soare. Interesant este, Rodica, că și pe partea de mișcare există o piramidă a mișcării. Și la baza piramidei mișcării stă această jumătate de oră de mișcare în aer liber. Dar mai departe există și alte etaje ale piramidei. Asta nu înseamnă că mersul la sală nu este o idee bună, este o idee foarte bună, dar dacă nu mergem acea jumătate de oră pe jos, nu va fi la fel de eficient. Noi avem aici o doctoriță care nu doar dă sfaturi, ci chiar face mișcare, merge la munte, face drumeții. Și mai mult decât atât, și nu este doar iubitoare asta. De viață îmi place. Sănătoasă. Și dintr-un motiv foarte egoist. Mă simt foarte bine când fac asta. Mi încarc bateriile când sunt în natură și probabil că toți cei care fac lucrul ăsta de asta. Ăsta e motivul principal pentru care fac. Dar nu doar asta, să știi că încerc să le explic pacienților mei și să-i ajut să pună în practică. Ăsta este motivul pentru care îi iau cu mine la sală ca să facem mișcare împreună. Adică... Și vin? Da, și vin. Pentru că li se pare, în primul rând, li se pare o idee, wow, cum adică să mergem împreună, să facem mișcare, asta chiar îi motivează. Și doi, atunci când faci mișcare împreună cu cineva, pare mai ușor, nu te mai ia lenea, parcă și de rușine tot vii la sală și mai ales că se și văd rezultatele și se simt motivați, mișcarea îți dă o stare de bine.
Bine, deci am trecut, am înțeles acest lucru, trebuie să ne mișcăm și sigur, acum cine are interes și își prețuiește sănătatea, are interes să fie sănătos. Da. Până la urmă înțelege acest lucru și nu e mare lucru să te miști o jumătate de oră pe zi. Exact. Este o chestiune de bun simț. Corect. Dar mergem acum la curele de slăbire. Vorbeam și la pericolul curelor de slăbire. Vorbeam în prima parte că este de obezitatea viscerală, care este foarte periculoasă. O vedem și la femei și la bărbați. Corect. Nu mai avem diferențe, din păcate. Mai ales după menopauză se instalează genul ăsta de obezitate viscerală și la femeie, motiv pentru care și organismul lor începe să se comporte ca și organismul bărbaților și riscurile cardiovasculare ajung similar cu cele de la sexul masculin. Deci chiar cel puțin după menopauză clar există acest pericol la femei. Vreau să întreb un doctor dacă la un moment dat nu există, eu știu, un prag al kilogramelor și după aceea dacă treci acest prag, că vezi, nu? Vine menopauza, încep să te îngrași. Vorbim de femei acum. Da. La bărbații, ei încep în traiul bun, face să se îngrașe indiferent de vârstă. La bărbații e mai simplu. La femei, după menopauza, încep să se îngrașe și nu-și dau seama că depășesc un anumit punct critic. Sau nu există acest lucru? Adică mă gândesc că poate e mai ușor când ai... Eu știu, încep să iei 5 kg să le dai jos decât să iei 30. Fără discuție. Întreb consultantul, specialistul nutriție. Fără discuție, este motivul pentru care am și punctat că un cântar trebuie să existe de bun simț în casa fiecăruia dintre noi. Și dacă vedem că am pus 1-2 kg în plus, atunci este momentul să facem ceva, nu să așteptăm să fie 30 de kg în plus. Pe de altă parte, și dacă sunt 30 de kg în plus, tot e bine și în momentul ăla să ne apucăm să facem ceva, să dăm jos din kilogramele alea, decât să ne resemnăm pe principiu, e, acum dacă sunt, oricum nu mai pot face nimic. Ba da, poți face ceva. La orice vârstă se poate face ceva vis-a-vis de aceste kilograme. Deci la orice vârstă putem să luăm măsuri, chiar dacă ni se pare imposibil, dar mai aud oameni care spun, eu nu mănânc. Sau mănânc într-atât de puțin, iar kilogramele mele sunt la fel. Oameni care se înfometează, practic. Da. Și toți, acum am ajuns la cura de slăbire, acolo unde ne-am propus, și nu au rezultate. Ăsta este motivul pentru care atunci când o persoană își dorește să dea jos niște kilograme, este bine să apeleze la sfatul unui specialist. Și aici vorbim despre un specialist în adevăratul sens al cuvântului și nu despre diete pe care le citesc pe internet sau cărți scrise de persoane care nu au nicio cultură pe partea medicală și nici știința necesară ca să poată să facă astfel de afirmații. Adică un medic care știe ce vorbește sau o persoană cu studii de nutriție, pentru că există și așa ceva. Dar cea mai proastă idee este să te apuci să ții o dietă pe care ai citit-o undeva, pentru că a ține o dietă la întâmplare nu face decât să te arunce într-un lanț al dietelor, în acel efect yo-yo, adică slăbești, te îngrași, slăbești, te îngrași. Fiecare astfel de proces slăbind practic rezistența organismului și făcându-l să fie din ce în ce mai greu de abordat de o astfel de dietă, răspunzând din ce în ce mai puțin. Ei, acum, dacă tot ați atins și acest punct, vreau să vă întreb, când ați spus studii în nutriție, la ce vă referiți? La un curs de 6 luni de nutriție sau la facultate? Există și facultate, nutriție? Există și master de nutriție la UMF Carol Davila, sigur, deci există studii serioase pe partea de nutriție. De studii, da? Nu de un curs luat de șase luni. E bine să știe și telespectatorii că noștri există când cursuri. Apelează la un specialist în nutriție, cum să-și aleagă specialistul? Da, să citească CV-ul, pentru că peste tot oamenii își pun CV-ul să vadă despre cine este vorba și să citească care sunt studiile persoanei respective. Deci să aibă studii, nu doar un curs de nutriție, tocmai ca să fie, să vă fie de folos specialistul la care apelați.
Am lămurit. Am lămurit și subiectul ăsta, și care este, să știm, un subiect spinos în piața românească. Da, și să știți că oamenii când fac o alegere o fac în necunoștință de cauză, de cele mai multe ori, din acest motiv am insistat pe acest lucru, dar revenim la curele de slăbire. Uh-huh. Sunt așa zisele curele, nici nu știu cum se numesc, dar astăzi mănânc doar lapte sau lactate. Disociat, ați spus foarte bine. Uh-huh. Mâine fructe, poi mâine sucuri din fructe. Uh-huh. Și tot așa, 7 zile, mănânc într-o zi doar carne. Cum vedeți această, în care chiar slăbești? În principiu, orice dietă în care introduci în organism un număr de calorii mai mic decât rata metabolică în repaus a individului respectiv, se soldează cu pierderea în kilograme. E limpede, e un proces fizic. Discuția este în clipa în care faci un astfel de program, e foarte important ca organismului tău să-i fie asigurate minimum de nevoi nutriționale. Ori, nu aș putea să spun că mâncând doar carne într-o zi, eu asigur necesarul de vitamine, pe care da, altfel... Da, a doua zi mănânci fructă. Da, dar în fiecare zi celula ta consumă. Deci nevoile noastre sunt în permanență. Noi ar trebui în permanență să avem o dietă echilibrată. Există o așa numită căsuță a macronutrienților pe care noi trebuie să îi asigurăm pentru o zi întreagă. Un singur perete din căsuța asta, dacă nu este asigurat, căsuța se prăbușește. Deci trebuie să avem și carbohidrați în cantitatea necesară și echilibrați ca și tip de carbohidrat. Deci să fie și din cei cu absorpție rapidă, dar și din cei cu absorpție lentă. Cei cu absorpție rapidă de obicei predomină și de asta noi mâncăm mai multe dulciuri decât este cazul. Dulciurile nu sunt rele. Apropo de întrebarea cu zahărul, este rău. Nu, zahărul nu este rău, dar el trebuie folosit doar atunci când e nevoie. Spre exemplu, activitatea intelectuală intensă necesită într-adevăr zahăr, pentru că creierul nostru consumă glucoză preponderent înaintea unui examen, înaintea unui efort fizic intens, într-o competiție sportivă. Da, avem nevoie de zahăr. Este foarte bun, dar nu înainte de a mă așeza la culcare, să mă uit la televizor, iau o ciocolată, asta sigur nu este o variantă bună. Vorbim acum de oameni sănătoși. Vorbim de oameni sănătoși. Nu de oameni cu probleme, care, sigur că acolo și indicațiile alimentare sunt de natura bolii respective. Specifice pe afecțiunea respectivă. Vreau se cheamă personalizarea programului atunci. Nu vorbim decât despre oameni sănătoși, exact. Chiar cu obezitate în emisiunea aceasta. Dar corect. Acum suntem la începutul postului. Uh-huh. Și e bine să postim. Știu, am un prieten medic care a slăbit. Fiind, fiind obez la un moment dat, a slăbit ținând posturile. El nu face altceva decât postește. Postește, ține toate posturile și nu mănâncă, mănâncă de post vinerea, dacă e în perioadele de fără dulce. Post. Da, fără post. Cum vedeți această abordare a postului? Pentru că eu suntem o țară eminamente ortodoxă. Aici trebuie punctat un pic că noi discutăm despre dieta din post în momentul de față și nu despre post în întregimea lui, pentru că postul nu înseamnă doar ceea ce mâncăm, ci înseamnă tot stilul de viață și de a gândi. Nu vorbim acum de credință, de rugăciune, exact. De altă care fac parte din spirituală. Post. Exact, da. Care fac parte. Noi discutăm strict despre dieta de post, care înseamnă o dietă ce exclude proteina de origine animală. Da, este o idee foarte bună să postim. Și există și o explicație și asta am descoperit-o pe propria piele de ce slăbim în perioada de post. În primul rând pentru că postul impune să mănânci cu măsură și chiar dacă mănânci alimente care sunt mai puțin consistente, important este să nu te saturi atunci când mănânci, pentru că asta de fapt este esența postului. E vorba de atitudine. De atitudine față de mâncare. Odată și doi, foarte multe dulciuri nu sunt de post și atunci au ieșit din discuție. Scăpând de foarte multe dulciuri, sigur că și numărul de calorii pentru o zi se reduce și persoana respectivă reușește să mai dea jos niște kilograme în felul ăsta. Dar sunt persoane care se îngrașă. Sunt și persoane în care... postului. Da, persoanele nu... care... puțin. Persoanele care se îngrașă în perioada postului sunt cele care înlocuiesc, practic, proteina de origine animală din alimentație cu carbohidrații. Adică mănâncă pâine, cartofi, orez,
în compensație, ca să se sature. Mai ales că proteina este cea care dă senzația de sațietate, neavând proteină, apare mult mai repede senzația de foame. Care fie vorba între noi, nu este un lucru rău. E normal și e firesc din când în când să ne fie foame. Nu înseamnă că trebuie să ne repezim în secunda 2 să facem ceva să nu ne mai fie foame. Putem să trăim și cu sentimentul ăsta de foame, pentru că ușor, ușor, el se adaptează sau noi ne adaptăm la el și este absolut în regulă să avem și astfel de lucruri. Realizez că nu trebuie să fim sătuli niciodată. Este una dintre rețetele de succes ale dietelor. Nu ne săturăm. Plecăm de la masă. Da, pentru toți cei care spun nu flămânzi, că există soluții magice sau tot felul de trucuri, nu există nimic decât voința personală vis-a-vis de subiectul ăsta. Deci dacă vreau să slăbesc, dacă vreau să țin post, nu mă ajută nimeni așa spectaculos, ci doar voința mea personală e cea care îmi impune să nu mă satur, să mă ridic de la masă fără să fiu sătul, să mă opresc la un moment dat. Dar acum să vedem și riscurile pentru sănătate, pentru că am văzut persoane, eu știu, după dietă, corectă sau incorrectă, eu știu, deshidratați, cu mari probleme de funcționare zilnică, devitaminizați poate, demineralizați, nici nu mai știu cum să folosesc cuvintele, persoane care au o problemă, nu pot să muncească, au amețeli. Au lipsă... Deci, cu certitudine, persoanele astea provin din diete incorrecte. Pentru că o dietă ținută corect trebuie să îi permită omului să aibă un nivel de energie optim. Să se miște, să aibă activitate intelectuală, să fie în formă. Una dintre condițiile de bază ale unei diete este să consumi suficiente lichide, pentru că orice astfel de program de control al greutății înseamnă eliminarea unei mari cantități de toxine din organism, care trebuie vehiculată și atunci ai nevoie de un consum de apă corespunzător. Da, există. Cel mai mare pericol pe care îl putem întâlni într-o astfel de dietă este absența proteinelor din alimentație sau o cantitate insuficientă de proteină pentru nevoile organismului. Și atunci ceea ce va face organismul respectiv va consuma din resursele proprii de proteină, adică atât din mușchi cât și din organele interne, care și ele prezintă musculatură. De aici epuizarea fizică. De aici epuizarea fizică. Persoana se urcă pe cântar și zice vai ce bine, s-au mai dat jos câteva kilograme, dar de fapt nu înțelege că nu a pierdut doar grăsime, ci în astfel de situații se pierde în mod egal și masă grasă și masă musculară, mie îmi dispare motorul care topește grăsimea, pentru că masa musculară este esențială pentru buna funcționare a organismului și practic în urma acestui proces de autocanibalism, aș putea să-i spun, o mare parte din masa musculară se duce și inclusiv organele interne suferă. Transpirațiile abundente în timpul curelor de slăbire sau a dietelor sunt benefice pentru organism? Sunt o altă metodă de a elimina excesul de toxine din organism. Deci este bine că da, chiar sunt foarte multe astfel de programe de control al greutății în care se folosește pe lângă partea de alimentație, partea de mișcare și sauna ca și metodă de a elimina excesul de toxine din organism. Hidratarea cum trebuie să fie? Adică băutul de apă, ce să mai... Cât apă bem în timpul curs? 30 de mililitri pe kilogram corp. Deci bem multă apă. Bem foarte multă apă, 2-3 litri de apă, cel puțin asta în condițiile de bază. Nu punem la socoteală efortul fizic sau căldura excesivă care crește cantitatea de necesar de lichide. Ceaiurile din plante ajută? Cum să nu? Sunt binevenite cu o condiție, să fie neîndulcite. Să fie neîndulcită și atunci este... Le pot folosi, sigur. Pot să fie un substitut pentru apă. Multe persoane au o problemă legată de apă. Nu pot să bea apă pentru că li se pare fadă. De unde li se trage treaba asta? Tot din faptul că papilele noastre gustative s-au adaptat la cantitate excesivă de zahăr, de arome. Dar și apa cu lămâie? E minunată. E o metodă foarte bună. Te păcălești. Are un gust, e ușor acrișoară, e plăcută, ceaiurile și ele te păcălesc, sunt acrișoare, sunt plăcute și poți să consumi lichide.
Deci este bine, da, dacă avem o problemă cu apa, să putem înlocui, eu știu, exact, apă cu lămâie, care are gust. Exact. Sau ceaiuri, sigur, iar cu sigur, lămâie da. Sau fără. Dar lămâia nu irită stomacul dacă o folosești în exces? Întreb nu, doctorul. Nu irită stomacul, pentru că în pofida faptului că ea pare acidă, de fapt lămâia are anumite componente în ea, potasiu, spre exemplu, care alcalinizează mediul intern și mă ajută foarte bine. Bun, dar bicarbonatul, dacă îl folosim în perioada aceasta, apă cu lămâie și cu bicarbonat, că e o modă, eu vă întreb ce rețetele de pe internet. Pot să folosesc și bicarbonatul, dar nu oricărei persoane este indicat bicarbonatul, trebuie să ținem cont de faptul că bicarbonatul de sodiu conține sodiu. Ca să nu fie hipertensiv. Exact, și atunci excesul de sodiu, exact, crește tensiunea. Lumea nu se gândește că și bicarbonatul poate să... reprezintă o sursă de sodiu. E tot sare. Da, asta e tot sare. Trebuie să... Și să atunci punctăm. Persoanele care au tensiune, sigur... Nu beneficiază de bicarbonat. Acum spun, ați auzit cum vorbesc, spun tensiune. Dar, e așa, vorba de hipertensiune, da. Da, hipertensiune arterială, care e o altă bătaie de cap, care nu e neapărat o boală, e tratată ca o boală, ca un sindrom. Sigur că da, dar foarte important este că și hipertensiunea arterială se leagă de surplusul de kilograme. Ei, deci un risc bolile pentru... cardiovasculare sunt corolarul, practic, surplusului de kilograme. Am ajuns până la urmă și la riscurile pentru sănătate în cazul obezității. Primul este... Ați spus diabetul. Diabetul de departe, mai ales la care copii, dar și la adulți. Care este o boală epidemică deja, în sensul că foarte multă lume din ce, și cu costuri imense pentru sănătate. Sănătatea asta din cauza complicațiilor, nu diabetul sigur în sine, da. Pe care le aduce diabetul și le enumerăm. Orice diabetic este practic un bolnav cronic care toată viața lui va trebui să consume medicamente. Din păcate, sau poate să dezvolte boli atât de grave încât, eu știu, retinopatie, arteropatie, sigur că care da, poate duce la pierderea picioarelor. De muncă, în primul rând. A vederii, da. Ca să nu mai zic că sunt expuși la accidente vasculare, la boli de rinichi. Deci vor deveni o povară fie pentru ei înșiși, fie pentru cei de lângă ei. Este o boală teribilă, deși este o boală care nu doare. Adică te îmbolnăvești de diabet și nu știi că ai această... Din păcate, da, nu dă semnale de alarmă, dar ar trebui să ne pună un semnal de alarmă surplusul de kilograme și antecedentele. Faptul că cineva din familia noastră, mamă, tată, frați, surori, au suferit de o astfel de afecțiune. Al doilea risc este hipertensiunea bolile arterială. Bolile cardiovasculare în general, plecând de la ateroscleroză, adică îmbătrânirea excesivă a vaselor de sânge, care poate să se manifeste sau poate să nu se manifeste, și mergând mai departe la hipertensiune, care este o boală pe care o identificăm ușor la cabinet, angina pectorală, tot ce înseamnă afecțiuni cardiovasculare. Bolile pulmonare există în cazul obezității. Eu vă întreb acum de tot ce îmi trece prin minte. Putem să luăm la rând fiecare aparat, pentru că există consecințe pe fiecare aparat în parte. Obezitatea este o boală extrem de complexă. Dacă ne gândim pentru simplu fapt că obezitatea viscerală umple practic cavitatea abdominală cu un țesut restant, atunci excursia diafragmului va fi limitată, capacitatea pulmonară totală va fi limitată, persoana respectivă nu va reuși să-și umple suficient plămânii cu aer atunci când respiră, apare acea greutate în respirație pe care o au majoritatea persoanelor cu surplus de kilograme. E unul dintre principalele motive ale adresabilității. Faptul că gâfâie atunci când urcă o scară sau urcă un etaj. Asta este unul dintre motive. Este coroborat cu obezitatea, sindromul de apnee în somn. Este iarăși o afecțiune puțin diagnosticată față de cât de frecvent este întâlnită și cu neglijată. Consecințe, da, și neglijată și cu consecințe teribile pe starea de sănătate. Trebuie să ne gândim că acele perioade în care neuronul este lipsit de oxigen în timpul somnului, acele perioade duc practic la dispariția celulelor nervoase și ușor, ușor persoana respectivă își pierde din neuroni, ceea ce e un lucru fantastic. Deci, la câte riscuri ne expun kilogramele excesive în plus acum? La foarte multe riscuri. Să ne gândim, spre exemplu, pe tubul digestiv. Steatoza hepatică este iarăși o afecțiune foarte frecvent întâlnită. Adică ficatul gras, ficatul mărit, nu? Cred că
Peste 60% din persoanele care fac o ecografie abdominală primesc un astfel de diagnostic de steatoză hepatică. Asta este un lucru foarte grav, apare și la femei și la bărbați în egală măsură. Asta este o încetinire practică a funcțiilor hepatice, pentru că practic ficatul este uzina organismului. Acolo se detoxifică tot ceea ce mâncăm. Suferă primul ficatul. Suferă primul, exact. Și ne dă o stare de oboseală, în primul rând. Și semnalul de alarmă că lucrurile trebuie îndreptate. Da, chiar dacă altceva nu vedem, dar dacă vedem această steatoză hepatică, chiar dacă numărul de kilograme este corect, o persoană care are steatoză hepatică în condițiile unui indice de masă corporală normal trebuie să facă ceva pe partea de alimentație pentru a corecta această steatoză hepatică. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre cartilaje, despre articulații și ele suferă. Sigur că genunchii, da, sunt primii care suferă. Și gleznele. Acest lucru, da. Și gleznele, în egală măsură. Da, dar și coloana. Durerile de spate sunt foarte frecvente la persoanele cu surplus de kilograme și, în general, poliartrozele. Riscul, eu știu, de îmbolnăvire este clar că este mai mare la aceste persoane și riscul, până la urmă, de supraviețuire. Viața le stă în pericol, este, da, bine să slăbească, se duc la doctor, da? Uh-huh. Ei, acolo ce află? Află că, de fapt, slăbitul înseamnă un stil de viață destul de scump. Așa îi se pare doctorului, pentru că am auzit și această ipoteză. Dacă este scump să pierzi o jumătate de oră din viața ta ca să mergi pe jos și să nu mai mănânci seara după ora 18 și să bei 2 litri de apă pe zi, să mănânci mai multe fructe și legume și mai puțină carne, da, atunci poți să spui că e scump. Nu e scump. Nu. Deci este, nu este la îndemâna oricărei persoane. Orice persoană poate să facă. Sunt lucruri simple care ne sunt ușor accesibile. Nu după trebuie să faci... nu mai mâncăm. Nu mai mâncăm. Indiferent câte kilograme avem. E bine pentru a ne păstra numărul de kilograme, e bine să avem aceste reguli de viață, pentru că, iarăși, obezitatea apare ca urmare a unui stil de viață dereglat, da? Anormal. Dacă eu, să presupunem că am un număr de kilograme corect, dar am obiceiul de a mânca seara la ora 22, pentru că atunci ajung sau atunci mi se face poftă de ceva, poate că o să-mi păstrez numărul ăsta de kilograme o vreme, dar mai devreme sau mai târziu, factura de plată are să apară. Obiceiurile ne costă. Da. Kilograme în, da, plus, da, mai devreme sau mai târziu. Și probleme de sănătate. Și probleme de sănătate pe măsură. Pe măsură, clar. Dar spuneți-mi, o persoană care are deja instalat obezitatea, cât de ușor, cât de greu slăbește? Pentru că și aici este o mare aventură. Pentru a slăbi e foarte important să ținem cont exact de acea compoziție corporală despre care vorbeam. De ce? Pentru că pentru unii poate să fie într-adevăr o provocare. Sunt persoanele care au o masă musculară redusă comparativ cu masa grasă pe care o au și atunci, într-o primă etapă, ar trebui să construim din această masă musculară ca să avem motorul cu care să putem să topim, să ardem grăsimea respectivă. În schimb, masa musculară ne ajută să slăbim. Foarte mult. De asta e bine să facem sport, să ne întreținem masa musculară. Da, este esențială pentru tot ce înseamnă sănătate, pentru sănătatea vârstă, pentru sănătatea pe termen lung, pentru sănătatea oaselor, masa musculară este esențială. Și sunt persoane care au o masă musculară bine pusă la punct, dar e învelită în grăsimuță. Altfel lucrăm cu persoanele respective. Ele au motor, dar pe lângă motorul ăsta au și un apetit și atunci acolo trebuie lucrat, la apetitul lor. Am reținut niște lucruri de bază. Mm-hmm. Pentru a arăta bine până la urmă și a, corect, fi sănătoși până, corect, la adânci bătrâneți. Și tonusul contează foarte mult. Și avea o calitate a vieții foarte bună. Vă mulțumesc, da, vă mulțumesc mult pentru prezența în platou. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez o seară excelentă.